Locuitorii din 140 de blocuri din capitală nu vor avea apă caldă toată luna august. Anunțul a fost făcut chiar de Termoenergetica. Colega mea, Ana Maria Maxim, a urmărit subiectul și vine chiar acum cu toate detaliile. Bună seara, Ana! Unde sunt situate blocurile și care este motivul întreruperii furnizării pentru o perioadă atât de lungă? Bun găsit! Cele 140 de blocuri sunt situate pe șoseaua Alexandriei, în sectorul 5 al capitalei, aici unde mă aflu și eu. Locuitorii din aceste blocuri nu vor avea apă caldă până pe 2 septembrie, anunță Termoenergetica. În zona au loc lucrări de reparații la rețeaua termică, iar în momentul în care au decopertat, muncitorii au descoperit că galeria de termoficare era inundată cu apă reziduală din canalizare. Așa că este nevoie de golirea, aerisirea și spălarea galeriei, spun reprezentanții Termoenergetica. Aceste intervenții trebuie realizate de Apanova, iar abia apoi se vor putea apuca de reparații. Lista blocurilor afectate poate fi consultată pe aplicația Termoalert. În total trebuie înlocuiți 400 de metri de conductă în zonă. Este nevoie de aceste lucrări pentru ca la iarnă locuitorii din zonă să poată avea apă caldă și mai ales căldură. De altfel, în tot București este nevoie de reparații serioase la rețeaua de termoficare. Țevile sunt foarte vechi, sunt ciuruite. Din această cauză se pierde agent termic iarna, așa că trebuie înlocuite. Rămâne însă de văzut cum vor decurge lucrările, dacă pe 2 septembrie oamenii de aici vor avea într-adevăr apă caldă sau vor mai avea de așteptat.